Iubitorii de artă pot admira gratuit până la finalul lunii peste 100 de creații semnate de pictori cunoscuți, dar și de masteranzi sau proaspăt absolvenți ai universităților de profil. Totul în cadrul Salonului Național al Artelor Temeiuri, inaugurat aseară la Palatul Parlamentului. Peste 100 de lucrări cu teme diferite semnate de artiști din întreaga țară au fost expuse în sala Constantin Brâncuș a Palatului Parlamentului. Este o introspecție. Eu am teme care privesc Bucureștiul vechi, este una dintre lucrări și este spațiul meu spiritual în acest București. Fiecare își închipuie ce vrea, atât trebuie să treptem în țări. Pentru toți cei care expun, înseamnă poate singurul loc unde poate să-și exprime arta, pentru că saloane naționale nu prea se mai fac. Am intitulat-o eu Urbana. Este un crâmpei din Bucureștiul nostru, dar evident mult interpretat de mine și un crâmpei așa cum probabil că mi-aș dori eu ceva prin centrul vechi, plin de culoare și mister. Lucrările expuse la cea de-a 10-a ediție a salonului au fost selectate de un juriu format din pictori, sculptori și critici de artă. Lucrările sunt extrem de variate și așa și trebuie să fie un salon național de artă. Am încercat prin selecția avută să acoperim toate expresiile plastice. Juriul a fost nu aspru, dar corect. Important este faptul că aici, prin temeiuri și prin edițiile de primăvară care sunt orientate tematic, alături de cele de toamnă care nu au rigori din punctul ăsta de vedere, dar care sunt axate exclusiv pe calitatea lucrărilor, ei bine, salonul devine și un experiment social. Artiști de toate vârstele, de toate concepțiile artistice stau alături unul lângă altul. Expoziția este deschisă până pe 31 octombrie, iar intrarea este liberă.